să mergem prin oraș și o să oferim o grămadă de perechi, de fapt 4 perechi gratuite vouă. Ia vedeți perechi de Air Force 1, începem să câștigați. Tot ce trebuie să ziceți este măsura. Măsura perechii astea este 43, așa că eu zic să vedem cine o să ghicească măsura. Hai să mergem să vedem cine o să păstreze perechea asta nebună. Am aici o pereche de Air Force One, da? Dacă îmi zici măsura e de acolo, n-ai voie să pui mâna, n-ai voie să nimic, o păstrezi. Tu cât porți? Eu port 46. Ok. Poate pentru gagica mea. Ia zi. 40? E sigur ultimul răspuns? Da. 40, da? Bă, 43, îmi pare rău. Îmi pare rău. Baftă la meditație acolo, la ce meditații? Info. Mamă, ești clasa a câta? A 11. O, baftă la bag la anul, te-am pupat. Ne-am întâlnit cu domnul Valentin, ce faceți, domnul? Tocmai saburam o pizza. Am aici o pereche de Air Force One. Dacă înghiciți măsura, o păstrați. Ce măsură credeți că e perechea asta? 44. 44, sunteți sigură să-i răspunsul final? Da, răspuns final. 44. Eu dă... Nu, îmi pare rău, e 43. Îmi pare rău. Mulțumesc. Unde vă duceați? Acasă. Am înțeles, weekend plăcut. Salut, suntem aici cu... Bruno. Bruno, ok, deci fii atent, am aici o pereche de Air Force One, da? Dacă tu înghicești măsura, o păstrezi. Ok, Tu cât porți? Eu port 43. Ok. Dar cred că sunt ori 42, ori 43, ceva pe acolo, dacă nu 44. Cred că e 43. Răspuns final, sigur? Da. Băi, și-ai câștigat perechea, nu vine să crede a ta, da, e 43, da, perechea asta e măsura 43, e a ta. Deci perechea asta de Air Force One, care e 43, e măsura ta. Îmi pare rău de colegii tăi din spate, tu mai ai câștigat perechea. Mă bucur că am câștigat. Mai la follow pe Insta? Nu, dar cred că te-am pe TikTok. Nu, pe Insta, dacă mă vezi, dădeam și 100 de lei în plus. Bine, domnul Bruno, felicitări, să te bucuri de pereche, ce pot să zic. Am ajuns în zona universitate și acum o să trebuiască să dăm a doua pereche. De data aceasta o să trebuiască să ghiciți modelul perechii de Adidas pe care o avem aici. Vedeți un pic, avem o pereche de Converse, vreau să vă zic exact de pe site celor de la bază care este modelul, ca să nu aberez eu. Modelul se numește Run Star Legacy. Deci Run Star Legacy, acceptăm Converse Run Star Legacy, orice variantă de genul sau Run Star sau de asta o acceptăm, așa că cine vrea nebunia asta de pereche să o câștige gratis, doar trebuie să-mi zică modelul și mergem acum la statuie aici la universitate și cine ghicește o păstrează. Suntem aici cu Matei. Matei, fii atent, am aici o pereche, este Converse, vreau să-mi zici modelul. Nu prea mă pricep așa la Converse. 100% ai avut o pereche de Converse în viața ta? Am avut din aia clasice, ăștia vă caut talpa așa mai, nu știu, îmi dă vibe de Rick Owens, să zic. Ok. Nu știu cum se numesc, sincer. Îți dau un hint, da? În numele lor au denumirea Star. Și sunt trei cuvinte, hai, ți-am dat deja două hinturi, hai să vedem. Trei cuvinte și Star e unul dintre ele. All Star High sau nu. All Star High, asta e răspunsul final? Da, asta ar fi. Bă, îmi pare rău. Ok, suntem aici cu? Kira. Noi aici avem o pereche de Converse, da? Că tu îmi ghicești modelul de la această pereche de Converse, o păstrezi. Poți să pui mâna, poți să uiți la ea, poți să faci absolut orice. Și tu poți să dau și niște hinturi dacă nu reușești deloc. Nu știu. Deci fii atentă, în numele lor se află cuvântul Star și sunt trei cuvinte. Nu știu, chiar. Nu știi deloc? Nu-ți dai nici măcar, nu încerci? Bine, atunci le lăsăm pe prietenele tale, nu? Da. Ok. Suntem aici cu? Alexia. Alexia, perfect. Am aici o pereche de Converse, da? Că tu îmi zici modelul acestei perechi, o păstrezi. Hai că te ajut și pe tine, că am ajutat-o și pe prietena ta. Au un nume, cuvântul Star și sunt trei cuvinte. Habar n-am. N-ai nicio idee, nu vrei să încerci, nu nimic. De. Suntem aici cu? Cristian. Cristian, ok, deci am aici o pereche de Converse, da? Tu vreau să-mi spui modelul la perechea asta și o păstrezi, chiar dacă e de fete. Poți să o ating? Da, poți să-i faci ce vrei tu. Converse Legacy CX, Light Star-urile, cred. Cum? Light Star. Băi, ești foarte pe aproape, zim corect, pentru că ești prima persoană care e mega, mega pe aproape. Poți să zic că în ele există cuvântul Star, e la mijloc, între două cuvinte. Ce ai zis tu mai devreme se regăsește acolo. Gândește-te bine și spune-mi. De Star Legacy sunt ultimele două, zim primul cuvânt care mi l-ai zis mai devreme. Deci, primele cuvinte pe care ți le-am zis au fost... Unele dintre ele au fost bune. E o acțiune, primul cuvânt e o acțiune, poftim, ultimul indiciu. Ai 5 secunde să-mi răspunzi. 5, 4, Runner, 3... Runner, Light Star. Mai aranjează-le un pic, băi! Ultima încercare, gata, deci ți-am zis mai devreme care e ordinea, efectiv ți-am zis-o. Light Star Runner. Bă, ți-am zis mai devreme. Băi, ce facem? Ce facem? Că e mega aproape. E foarte, foarte aproape și e primul care e așa de aproape. Potrivește-le, mai stau cu tine până le potrivești, jur, că băi, ești foarte aproape. Star Legacy Runner, chiar nu pot să-mi dau seama. Ultima încercare, gata, în 5 secunde și-am plecat. 5, 4, 3... Star Converse, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Chuck Taylor, chiar nu pot să-mi dau seama. Ăsta e răspunsul final, n-am ce n-am, chiar nu. Bă, deci fii atent. Perechea, da. Se numește Run Star Legacy. Mamă, nu cred! Ce am zis Star Legacy, da? Că se numește, și am zis că prima e acțiunea și el a zis Star Legacy Runner. Bă, chinezule, ți-am zis. Bă, mersi mult, Cristi, îmi pare rău. Suntem aici cu? Ilinca. Ilinca, ok, deci am aici o pereche de Converse. Dacă tu îmi ghicești modelul, o păstrezi. E măsura 40. O să te ajut, i-am ajutat pe toți. Au un denumire, numele Star, și sunt trei cuvinte în nume. All Star Legacy. Cum? All Star Legacy. Nu, a zis bine, colegul. Vino aici. Zine tu. Run Star Legacy. Da, mă, da, asta e perechea de Run Star Legacy. O lăsăm ei, nu? Da. Ia ta, vezi.
Deci ți-a lăsat-o, cum te cheamă? Andrei. Andrei, ți-a lăsat ție perechea, Ilinca e a ta, poți o iei, gata, nu mai e. Ia ta, gata. Dacă vrei și voi o pereche la fel pe site celor de la Bazavi și codul Georgescu, da, îmi pare rău. Îmi pare rău că era de fată. Și am ajuns la Romană, mega aud aici din spate de la Eva, e chiar în spatele nostru. Ei bine, acum avem o pereche de Vans Old School. Ei bine, perechea asta pe site celor de la Baz este la doar 240 de lei. Deci cine o să-mi zică prețul exact sau cu diferență de 10 lei, 250, 230 de lei este complet acceptat. Cine ghicește, păstrează perechea asta. Ok, suntem aici cu? Emma. Emma, ok. Deci am aici o pereche de Vans, da? Trebuie să-mi dai prețul exact sau cu diferență de 10 lei. Și perechea ta după. 349. Răspuns final? Da, cred că da. 349. Bă, ai greșit, îmi pare rău, e diferență. E în jos, e mai jos. E un pic mai jos. Vrei să încerci? Hai. Suntem aici cu? Denisa. Denisa, ok, am aici perechea de Vans pe care am arătat-o și e mei colega ta. Spune-mi, cât crezi că e perechea asta? 270. 270 de lei, răspuns final, da? Bă, îmi pare rău, e 240 de lei perechea asta de Vans pe site celor de la Baz. Ăsta e prețul, o puteați păstra dacă ghiceați exact, îmi pare rău, mersi mult. Sunt aici cu? Luca. Luca, am aici o pereche de Vans, da? Vreau să-mi spui prețul exact sau cu diferență de 10 lei și a ta. 440. Răspuns final? E sigur? 440. Bă, îmi pare rău, nu, este mult, mult mai jos, îmi pare rău. Sunt aici cu? Edi. Edi, fii atent, am aici o pereche de Vans, dacă tu îmi spui prețul exact sau la diferență de 10 lei a ta, poți să te gândești, poți să te uiți la ea, poți să pui mâna, poți să faci absolut orice. 460 de lei. Răspunsul tău final e 460 de lei? Da. Bă, îmi pare rău. E mult mai jos, mult. N-aveam de unde să știu, nu port Vans. Nu porți, dar ce porți? Jordan Air Force și de-astea. Am înțeles, mersi mult, mersi. Suntem aici cu? Antonio. Ok, Antonio, deci am aici o pereche de Vans, da? E măsura 45 old school din aia simpli, da? Îmi spui prețul la diferență de 10 lei, ia ta, o iei acasă, da. 450. Răspuns final, 450, e sigur? Da, să sigur, 450. Mai dau voie să te mai răzgândești dacă vrei. Hai, 500 atunci, 500. Ăsta e răspunsul tău? Da, 500. E sigur o pereche de Vans 500 de lei? 450, răspunsul final. Deci 450, răspunsul final. Bă, i-o dăm, mă? Nu, din păcate, nu ți-o dăm. Îmi pare rău, e mult, mult mai jos o pereche de Vans de genul ăsta pe celor de la Baz, este 240 de lei. Da. 240 de lei perechea asta, imagine. A, nu știam. Nu știu. Da, mersi mult. Suntem aici cu? Cristina. Și cu? Simona. Ok, Cristina și Simona, am acolo o pereche de Vans. Dacă îmi ghiciți prețul cu diferență de 10 lei, o păstrați. Hai să ne consultăm. 390. Răspunsul final din partea amândurora, 390? 380. Cam așa, 390. Ziceți repede răspunsul final. 410. 410, răspuns final de la 380, să mor eu de am înțeles. Bă, îmi pare rău, e 240 de lei perechea asta. Suntem aici cu? Ionuț sau pe Instagram, gândește liber. Ok, vreau să-mi spui prețul exact la perechea asta sau cu diferență de 10 lei pentru că o păstrezi. Da. Okay. E o pereche de Vans Old School. Da. Poți să te uiți la ea? Păi o să dăm la... O dăm la cineva. O dăm la copiii care așteaptă încălțăminte. Așteaptă un părinte. Așteaptă să facă... Nu știu. Până atunci trebuie să-mi dai prețul. Bă, estimativ, undeva între 230-240, cred că. Cam pe acolo. Deci care e răspunsul final? Să mă mai uit un pic la ei... Cred că 240. 240, îmi zici răspuns final? Da. Și tu vrei să-i dai mai departe? Vreau să-i dau la un copil. Eu cred că campaniile pe care le facem în general ar funcționa. Să-ți o zic sincer, acum chiar în momentul ăsta, pentru că perechea asta e 240 de lei, mie nu vine să cred. De unde știai? Păi mă uit așa că, na, în general încălțăminte le diferă și în funcție de calitatea lor și în funcție și de construcția lor și în funcție de structura pe care o au și cusătura care o au. Bine, domnul, mersi mult. Mersi mult. Deci sper să faci o faptă bună cu ea, să o dai mai departe. Sunt curios, să-mi trimiți o poză pe Instagram și o să o atașez pe video, da? Da, și nu uitați, dacă vreți să faceți fapte bune, gândește liber și haideți să ajutăm și facem și noi o faptă bună la rândul nostru, așa cum de altfel și voi faceți. Mulțumesc în continuare. Ok, mersi mult. După ce am dat și penultima pereche de Vans pe care am dat-o chiar aici în fața la Romană, sper că am făcut și o faptă bună, pentru că am dat-o lui Ionuț, care face fapte bune din ce am înțeles eu în general, s-o dea mai departe la un centru de plasament. Avem aici ultima pereche de Adidas pe care o s-o dăm astăzi, este o pereche de Jordan 1 Mid, care este măsura 38,5. Cine îmi ghicește măsura, o păstrează. Ok, suntem aici cu? Maria. Maria, am aici o pereche de Jordan 1 Mid. Dacă îmi ghicești măsura, o păstrezi. N-ai voie să pui mâna, doar atât ai voie să vezi. Măsura exactă a perechii. 39. Răspuns final? Da, 39. Bă, îmi pare rău. Îmi pare rău. Mersi mult. Mersi. Suntem aici cu? Teo. Teo. Am aici o pereche de Jordan 1 Mid, dar Blacky Green, ceva de genul ăsta, se numesc, pe site celor de la Baz o găsești. Zici mie măsura exactă și o păstrezi. 41. Cât? 41. Sigur, răspuns final? Da. Îmi pare rău, nu, nu, îmi pare rău. 38 jumate erau. Suntem aici cu? Amelia. Amelia, am aici o pereche de Jordan 1 Mid, da? Dacă îmi spui măsura exactă, o păstrezi, a ta. Par un pic mai mici decât ai mei. Tu cât porți? Eu port 40. Ok. Dar nu par, sunt la mijloc între 39 și 38. Nu știu care dintre ele să zic. Răspuns final în 5, 4, 3, 2, 1. 38. 38, răspuns final? Da. Bă, jur, îmi pare rău, ai zis fix la mijloc, e 38 jumate perechea.
Îmi pare rău, îmi pare rău. Maria și Ingrid, am aici o pereche de Jordan 1000. Dacă voi îmi ghiciți măsura exactă, o păstrați. Hai, mai aveți 5 secunde. 5, 4. 42. Cât? 41. 42, sunt de fete. 42, 41, hai vă mai zic asta că sunt de fete și vă mai las 5 secunde. 5, 4, 3. 41, 40, 41. 41, 41 e sigură? Da. Bă, îmi pare rău, 38 jumate. Așa, exact. Păi da, normal, normal. Stef, am aici o pereche de Jordan 1 mid, da? Dacă îmi spui măsura exactă, o păstrezi. Ok, a mea exactă? Nu, măsura de acolo, la perechea acelea. Eu port 38. Ok. Sunt mai mari, sunt 38 jumate. Sunt final? Da, 38 jumate, 39 așa. Bă, și într-un final avem un câștigător, e perechea ta, ia-o, poți să iei acasă, e perechea ta, da. Deci asta e perechea ta, dacă vrei cutia, vii cu noi acum să-ți o dăm, dacă nu, o să o păstrezi așa. Băi, și cam asta a fost cu vlogul de azi, ca de fiecare dată uitați de like, share, com, subscribe, toate alea realitate, lasă follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe site-ul lor de la bază. Și da, fraților, eu am fost Georgescu și ne mai vedem datile viitoare prin oraș, unde o să dăm o grămadă de perechi gratis. V-am pupat, pa!